Bună dimineața tuturor, Fotbal Manager România aici, eu sunt Smoke și astăzi vedem ce se întâmplă după un meciul frumos făcut cu cei de la Astra în care am bătut 5-1. Mai este cred că o etapă sau două și intră în pauza aia lungă de campionat, două etape, da. Azi meciul de la Poli, Ultimate Meeting. Am terminat niște contracte până la noi, nu mai avea rost să-i ținem. Avem noi ce căuta acolo. În 10 zile mergi la Poli Timișoara. Mai modificăm câte ceva pe aici. Dă să-i las și înainte. Così, ca să nu moară. Steaua Viitorul, 1-2. Încă sunt pleased, eu personal nu sunt pleased, da. Dacă ei sunt mulțumiți de mine, e de bine. Înseamnă că mă prinde paltonul la Chiajna. Trebuie să fim încrezători în meciul de la Poli. Una dintre echipele care am putea să le batem încă. Am avut o pauză lungă, două săptămâni, probabil la jucă națională, nici nu știu ce vrei acum. De ce amendă? Nu știu de ce. Pena a răcit. Dacă n-a știut, tratamentul natural cu o apă tare. Obodo lipsește la antrenament. Suntem favoriți, ne stăm de în casă. Everybody knows. Așa. Da. Nu știu, cred că am zis ceva de arbitri. Se salvează jocul. Urmează meciul de la Poli. Nu știu ce să zic despre Chiajna. Un meci îl face bun. Un meci îl trântește. Așa de inconstant în evoluții, n-am fost cu nicio echipă. Vedem ce facem la Poli. E ultima noastră șansă să ne agățăm de ceva. Să mă uit peste clasament, că nu mai țin minte. E dimineață, credeți-mă. 21-27. Da, suntem la 6 puncte. E, șansele sunt prea mici. Ar trebui să câștigăm cam tot. Iacob în port. Deci, jucăm la Poli. Jucăm fără juca din 3-3 zile meciul. Va fi mult mai dificil. Ianis Zicu. Ia să luăm o leacă mai tare pe Zicu. Serie Duc și Grădinaru. Moralul e așa, nu e extraordinar.
Și începe partida de la Poli Timișoara, Poli Chiajna. Da, deci, să vedem de ce suntem în stare într-un meci la Poli în deplasare. De obicei am făcut partide bune în deplasare. Fernando Llorente la Timișoara și-ar dori ei să fie cel Llorente. Vitează Hațegan. Vedem când va veni și în acest minut, în alte meciuri aveam deja 3-0. Grădinarul cu pasă pentru Milevski, Milevski dă marginea care nu-i pasă bună, Zerbo, cadă în serie de... N-ai voie să ratezi. E simplu, n-ai voie să ratezi. Că a fost deviere, că a fost ce a fost. Nu, efectiv, n-ai voie să ratezi de acolo. Nu trebuia să bage mingea în poartă și aveam 1-0, aveam alt moral acum și cam altfel. Dar mai așteptăm, poate. Vine vreo fază și pentru noi. Momentan nu. Pare un meci plictisitor. Pentru fani și pentru toți. Poate repriza a doua va fi altceva. E clar, sona galben. Da, am zis bine, Gabi Giurgiu ia corpașul galben. Și faza, vedem dacă e noastră, Bărboian aruncă pentru Seredu cu un flanc. Seredu cu încearcă lansarea pentru Zerba, dar nu poate să dea așa, dar cu ură. Kirchstein. Munteanu, Munteanu pentru Popescu, Popescu din prima pentru Zicu, Zicu din prima. Ce frumos a jucat Timișorenii din prima aici. Frașcomar. Lorente. Goga. Nu, nu, nu lăsa să paseze. Ce ratare. Prima mare ocazie, a doua mare ocazie a meciului bine în partea celor de la Timișoara. Eu si ia si un cartonaș galben. Lovitura liberă pentru Timișoara, bate Popescu. Popescu, ce execuție a avut Popescu. 1-0 Timișoara de lovitură liberă în minutul 45. Ovidiu Popescu deschide scorul cu o lovitură liberă impecabil bătută. Mamă, ce execuție a avut. Deci 1-0 pentru Poli. După ce am bătut 5-1 pe Astra, suntem conduși de Poli cu 1-0. Seredu care a ratat monumental acolo. Am v-am zis, trebuia să bagi în cea parte. Furece la balon, furece. Cearcă lansa și se găsește pe Zerbo. Zerbo, ce dezastru. E dezastros să tragi Zerbo. Pauza la Timișoara, 1-0. Joacă slab. Nu pot să spun nimic altceva decât joacă slab. Au avut timp o săptămână să se pregătească fizic, psihic pentru meci. Cam căzut în minutul 45. Vedem ce se întâmplă la repriza a doua. Am zis, poate se mai animă repriza a doua puțin. Puține ocazii în prima. N-am atacat, sau nu? E bine arată chiar în momentul actual că n-am atacat. Intră Neluț Roșu. Intră și Bruno Madeira. Nu am zis că a făcut galben. Da, părem incapabil să facem ceva. O schimbare și la Poli.
Albert. In trenek. Je v neki pa igra. Bankovski bani. Chiar nu ne-am creat nicio ocazie, în afară de ocazia de se reduc la început de meci. N-am reușit să ne creăm nimic. Iacob degajează în minutul 80. Amilevski întoarce în spate frumos pentru Grădinaru. Grădinaru la Amilevski, Amilevski așteaptă susținere și nu vine, greșește pasă singură. Grădinaru recuperează Feuzi pentru roșu. Roșu cu încercare de lanțare pentru să reduc de la reșit. Roșu continuă faza cu Grădinaru. Pasă în flanc, vine Feuzi cu centrarea, să vedem faza centrală lui Feuzi în care o călum. Și Grădinaru trage în portar. Grădinaru trage în portar, este incredibil. Cred că sunt lucrate de jucătorii, e incredibil. A fost o ocazie rarismă acolo, Grădinaru trebuia doar să împingă mingea în poartă, dar el a ales să tragă în portar, totuși. Vorba e mai bine trage în portar. Aceasta este faza celor de la Poli, cred. Da, combina mult mai frumos cei de la Poli. Recuperează roșu, nu. O altă impresie că recuperează roșu și dăm și noi gol, facem 1-1, dar n-am reușit. Zicu la balon, Zicu. Blocaj și recuperează Bruno Madiera, întoarce în spate, Grădinaru. Grădinaru. Deci în pase la foc automat, mingea ajunge în continuare la Zicu. Pase simplu, am greșit. Zicu. Ce ușor! Ce ușor se dictează penalti pentru Poli, minutul 86. Ce ușor s-a dat. Penalti pentru Poli, minutul 87. Nu cred că datează Zicu, se face 2-0. Se face 2-0. Nu poți să dai penalti pentru așa ceva. Nu poți să dai penalti pentru așa ceva. E victoria celor la Poli. Noi ne plecăm capetele și are rost. Sunt ultimele secvențe ale partidei. Feuzi aruncă la margine, Mileschi. Pasă pentru Grădinaru. Era la ei, probabil le dădea penalti. E incredibil ce penalti se dă. Nu vine să cred. Hai că oricum nu dădeam gol sau... Nu le puneam probleme celor la pole, dar... Le dai penalti în halul ăsta. Am închide meci, Zicu. Lansarea lui Zicu pentru Raikumar, Raikumar. Întoarce în spate, Popescu, șansa de 3-0, Enec. Dar dă-le un penalti. Dacă e gata, frumos. Victorie pentru Poli, chiar la 2-0, e clar. În acest moment jucăm un play-out. Din acest moment jucăm un play-out. Eram favorit cumva, țineți minte. Storm out. Da, deci urmează meciul cu CFR Cluj. Ne gândim deja, e clar. Deci vom juca în play-out, în cupă nu mai suntem. De acum putem să băgăm jucători tineri. Să ne creștem altfel echipa. Ce mai vreți la team meeting? O, mai nu schimb tactica, asta nu-mi place. Nu-s genul care schimbă tacticile de pe zi pe alta. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Urmează meciul viitor, meciul cu CFR Cluj. Ne auzim.